Munturile au aspectul unor excrescențe în extremitatea laterală a degetelor mari de la picioare. În realitate însă ele sunt rezultatul unei deplasări a oaselor din poziția normală. Femeile fac munturi mult mai frecvent decât bărbații, un motiv major fiind mobilitatea crescută a ligamentelor labei piciorului. Puține sunt persoanele ale căror munturi nu sunt niciodată dureroase. Cert este că munturile afectează aspectul piciorului și deformează încălțămintea, iar în timp se poate ajunge chiar la deformări ale posturii corecte și a mersului. Un alt leac natural de excepție sunt aplicațiile cu ceapă coaptă. O ceapă coaptă foarte bine se va ține câteva minute în oțet. Pe fiecare munt va fi aplicat o jumătate de ceapă, care se va ține o oră. Ceapa coaptă are rolul de a calma durerile. Prazul macerat în oțet are rolul de a retrage muntul. Se taie un fir de praz rondele și se pune la macerat pentru 24 de ore într-o cană cu oțet. Ulterior, feliile de praz se vor aplica pe locul afectat și se va acoperi cu un pansament. Dacă muntul nu se retrage, tratamentul se poate relua. Din cauza presiunii exercitate asupra zonei afectate, munturile sunt însoțite frecvent și de un anumit grad de inflamație locală. Inflamațiile sunt o sursă de radical liber, la care suntem expuși în plus față de celelalte surse de stres oxidativ, cu care ajungem în contact zilnic. Cel mai simplu tratament pentru muntul este următorul. În fiecare seară aplicați pe munt o bucată de frunze de aloe vera, tăiată pe lung cu fața moale pe piele. Lipiți cu o bucată de leucopla și încălțați o șosetă. Dimineața, când veți da jos bucata de aloe, veți vedea că s-a transformat într-o foiță subțire și uscată. După mai multe aplicări de acest gen, totul depinzând de proeminența muntului, nu doar că muntul nu va mai durea, dar se și va retrage treptat, relatează sursebune.com.